Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. George Simion a vorbit recent despre mama lui și a dezvăluit cu ce se ocupă aceasta. Părinții liderului Aur duc o viață discretă. Politicianul are numai cuvinte de laudă la adresa celor care l-au crescut, părinții lui George Simion locuiesc în Focșani. Liderul Aur spune despre cei care i-au dat viață că sunt oameni simpli, care au muncit întotdeauna pentru a-i oferi fiului lor tot ce e mai bun. Mama lui George Simion lucrează ca economist, iar salariul său este de 2300 de lei. George Simion obișnuiește să-și țină familia departe de viața publică. Anul trecut, președintele Aur a postat o fotografie cu mama lui pe rețelele sociale, căreia îi datorează multe, mama. Datorită ei am fost un copil fericit, datorită ei sunt un adult împlinit și un om întreg. A scris atunci George Simion în 2019, tatăl lui George Simion a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la o amendă penală de 5.290 de lei pentru ultraj, după ce a lovit 5 polițiști. Liderul Aur a mai spus că și părinții lui sunt afectați de scumpirile la energie. Deși lui îi decontează Parlamentul 1000 de euro pentru facturi, oamenii simpli sunt mult mai afectați, Parlamentul plătește 1000 de euro pentru chirie și toate cheltuielile aferente. Îmi trimite proprietarul clădirii suma totală de plată în fiecare lună, mama plătește 1700 de lei. A declarat George Simion, deranjat de facturile mari la energie. George Simion a organizat un protest pentru a trage un semnal de alarmă. Protestul este programat pentru 2 octombrie. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.